Mulțumesc încă o dată, Estera, te-ai descurcat de minune. Ce interesant că această poveste pe care copiii o aud la 3-4 ani, mai ales fetele, ea este o combinație între narațiunea biblică pe care o descoperim chiar în Cartea Genezei și, culmea, și în Cartea Apocalipsei, o să vă explic dacă vreți, și experiența umană. Da? Poveștile pe care frații Grimm le-au cules din folclorul european sunt, de fapt, forme sedimentate de înțelepciune comunicate înaintea apariției culturii scrise, înaintea apariției tiparului. Nu? Și pentru cei care sunt de sensibilitate aici protestantă, e interesant acest lucru, pentru că uneori trăim cu această tensiune, după părerea mea, falsă între scriptură și tradiție. Da? Uitând că mult timp înainte ca textul să fie tipărit, el a circulat în alte variante. Da? Noi nu putem să ne imaginăm, bunoară, că între momentul morții și învierii lui Iisus și momentul redactării primelor evanghelii, oamenii n-au vorbit. De bună seama, au vorbit. Deci a existat o tradiție orală și această oralitate, interesant că apare și în, repet, cultura europeană, care decide la un moment dat, prin acești mari culegători, frații Grimm, în spațiul germanic, dar la noi au fost alții, bunoară. Vasile Alexandri s-a ocupat cu această culegere a înțelepciunii populare. Au mai fost și alții. A fost un mare preot, da, în sensul preot bun, Florea Marian, care s-a ocupat de asta. Și interesant că toate aceste, repet, forme de înțelepciune practică au fost sedimentate, repet, într-un fel sau altul dozate, sub forma acestor narațiuni mai degrabă scurte. Bun. Dar ce e interesant, că în această poveste, nu, avem o protagonistă, da? Se naște un erou. Și eroul se naște dintr-o criză. Eroul nu se naște din nimic. Eroul se naște dintr-o criză care este ce? Criza identitară. Cine sunt eu? Nu? Și uneori tu te definești prin opoziție. Da? Deci ea se naște, conștiința de sine a acestei fete, albă ca zăpada, se naște în opoziție cu mama vitregă. Care mama vitregă este frumoasă, dar nu e cea mai frumoasă. Primul element biblic al acestei povestiri este invidia. În Cartea Genezei, nu? Cartea aceasta extraordinară, Cartea Cărților, nu? Citim undeva, nu? Despre Cain și Abel, la un moment dat, nu? Citim despre un fratricid, nu? Apare imediat între cei doi o dispută legată de favoarea pe care Dumnezeu acordă unuia și nu celuilalt. Ok? Bun. Deci invidia, foarte interesant, intuiția extraordinară a textului sacru, dar și a poveștii profane, am zice noi, dar de fapt nu e atât de profană, este incredibilă și asta o află copiii de 3 ani. Vă dați seama ce înseamnă asta? Copilul meu știe că invidia este aducătoare de moarte. Deci tu abia te-ai născut și ești, în ghilimele, vaccinat, da? Ești inoculat împotriva naivității. Naivitatea nu este o virtute. Naivitatea este expresia unei conștiințe imature, în niciun caz virtuoasă. Și copilul, la 3 ani, 4 ani, află că există în orice grădină un șarpe. Adică în orice binecuvântare se poate ascunde un blestem. În frumusețea cu care a fost înzestrată fata, nu? Există o umbră sau o penumbră și ea, nu, poate fi depistată în relația antinomică cu această mamă vitregă, nu? Care îi pune gândul cel rău. Și în clipa în care ea singură, iarăși experiența solitudinii, nu, rămasă orfană, e condiția multora dintre noi. Suntem singuri pe lume, în cele mai mari, în cele mai grele situații și în cele mai mari romane apare această dimensiune, nu? Singur pe lume, chiar și un titlu de carte. Și ea se trezește singură, nu? Abandonată. Numai că imediat se activează empatia cui? A vânătorului. Căruia ce îi spune stăpâna? Du-te, omoară-o, ucide-o, ia-i inima și pune într-un sipet și du-mi aici mărturia aceasta a morții ei. Nu? Și el, plin de compasiune, nu poate să o ucidă, se duce, ucide un cerb, nu? Și pune în sipetul respectiv inima unui cerb și într-un fel sau altul o salvează. Și ce face ea? Ea
parcurge drumul inițiatic, dragii mei. Da? Ea parcurge drumul inițiatic. Deci ea are prima oară conștiința ostilității. Lumea este un spațiu al adversității. Lumea e un loc complicat. Ce înseamnă că tu ești copil și auzi prima oară povestea asta? Că ești inițiat în taina, într-un fel sau altul, fără de legii. Ție ți se spune că lumea asta este o lume căzută, în care nimic nu are aparența paradisiacă a începutului. Și tu, copil, afli prin această poveste, fiindcă tu te identifici repede cu personajul principal, cu eroul, nu? Cu eroina în cazul nostru, tu afli repede că există adversari și că trebuie să parcurgi un drum inițiatic. Prin ce? Prin pădure. Nu? Cum spune Dante în Infern, nu? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una silva oscura, da? La mijlocul vieții mele, la 35 de ani, cu alte cuvinte, mă găseam într-o pădure obscură, silva oscura, da? Da? Berea silva, atenție, te duce la obscuritate, la tulburări de comportament. Ne oprim din glume și ne întoarcem. Deci te găseai într-o pădure întunecată. Care era pădurea aia? E pădurea patimilor, este pădurea adversităților, este și pădurea pe care o descoperă această fată minunată, nu? Bun, albă ca zăpadă. Dar ea este albă ca zăpada, ea are o simbolistică aparte, nu? Ea este îmbrăcată în hainele baptismale, în hainele albe, în care se îmbracă și cel botezat, și preotul când săvârșește liturghia pascală, hainele splendide, nu? Ale Mântuitorului de pe muntele Taborului. Deci o simbolistică sacră, da? Ok. Cum este îmbrăcată mama vitregă? În negru, da? Ok. Și ea scapă. Ea scapă de prima încercare. E prima încercare foarte interesant, de care ea scapă prin compasiune. Deci iubirea este deja manifestă ca principiu pozitiv în relație cu ura. Mergem mai departe. Ce îi se spune? Du-te în inima pădurii și acolo vei găsi, nu? Vei găsi găzduire, vei găsi ospitalitatea pe care n-ai găsit-o în casa în care te-ai născut. Deci tu trebuie să parcurgi un drum în viața aceasta. Tu te-ai născut într-o țară, tu te-ai născut într-un loc, dar nu poți să crești în locul respectiv. Tu trebuie să mergi mai departe. Tu trebuie să explorezi. Tu trebuie să treci prin lianele astea, prin toată această, repet, obscuritate, ca să ajungi la lumină. Da? Mă urmăriți? Ne auzim? Cristina, tu tot timpul să mă anunți dacă e ok. Este regulă, te auzim. Și ajungi acolo și descoperă 7 pitici. Interesant, dacă îl citim pe Ioan Casian, de pildă, în Filocalia, găsim că sunt 7 patimi cu care omul luptă, 7 păcate și 7 virtuți. Nu? Și interesant că unii din acești pitici, nu toți, sunt afectați de niște, să spunem, slăbiciuni, da? Lazy, the lazy one, nu? The sleepy one, ăla care tot timpul doarme, nu? Și care e foarte simpatic, da? Dar fiecare, unul este morocănos, grumpy e morocănos. Eu joc cel mai bine rolul acesta când mă roagă Maria să joc un rol, eu sunt cel mai bun în rolul de grumpy. Uneori și sleepy, dar trebuie să fiu jet lag pentru asta. Mă întorc. Deci, tu descoperi în această căsuță, descoperi candoarea, dar descoperi și ambivalența naturii umane, ok? Și pentru prima oară, nu, ea este pusă în situația de a-și asuma responsabilități. Ce trebuie să facă? Ea trebuie să facă curat. Ea trebuie să amenajeze un spațiu. Ea trebuie să-și dezvolte simțul matern. Deci ea este o fată, dar care își exprimă într-un fel simțul matern, care este înnăscut în orice femeie, nu? Pentru că femeia e născută, biologic vorbind, cu această capacitate, vorbind despre situațiile standard, de a da naștere vieții, deci de a da naștere unui copil, ea devine afectoasă și maternă în raport cu acești pitici, nu? Care ce fac? Iarăși simbolistica, da? Se duc în adânc, ei caută în adânc, ei caută în adâncul pământului. Ce caută? Mina cu diamante, da? Deci îi caută o mină cu diamante. Cu alte cuvinte, aurul și diamantul se află în adânc, nu la suprafață. Deci mesajul, iarăși, este foarte, foarte profund. După care, bun, ei spun acestei fete niște lucruri esențiale. Nu vorbi cu necunoscuții, da?
Nu te arunca în brațele unui necunoscut sau unei necunoscute. Și mai mult, încă un mesaj, răul îmbracă multe forme. Ok? Atenție, da? Fii vigilent. Discerne, dezvoltă simțul discernământului, da? Și de trei ori, Estera, că n-ai spus asta, dar completez eu, ai spus foarte bine ce ai spus, numai că de trei ori ea este ispitită. De trei ori este ispitită, nu? Așa cum de trei ori s-a lepădat Petru. Așa cum de trei ori a fost ispitit cine? Iisus. Zic, bine, părinte, când greșesc să mă opriți. Îmi amintesc bine din lecturile copilăriei, da? Ispita din pustia Carantaniei, da? Trei tipuri de ispite. Ne oprim aici, da? Prima, panglici de vânzare, panglici, panglici, panglici de vânzare, nu? Parcă este prima ispită, da? Deci vrea să-i dea ceva. După aceea este peria sau pieptenul, nu? Otrăvit. Nu? Și a treia oară este mărul. Dar foarte important, Ester, aici. Foarte important. Mărul acela este un măr care îți împlinește dorința. Și de-aia te-am întrebat, de ce a apărut prințul? Fiindcă ea a spus înainte, da? Ce a spus ea? Că dorința intimă pe care o are, cea mai profundă dorință ei este să fie iubită. Să iubească și să fie iubită. Și pentru că dorința este atât de ardentă, nu? Când vrăjmașul îți ghicește dorința, te joacă. Și pentru că dorința e atât de mare, ce face ea? Îi spune, mărul acesta îți va împlini toate dorințele. Nu? Agentul resentimentului adesea este și agentul minciunii. Partidul Comunist s-a născut prin dispreț și ură față de clasa moșierească sau burgheză, dar la început au fost doar animați de ură și resentiment. După aceea au ajuns și la minciună. Și apoi la crimă. Deci există un lanț, nu? Al dezordinii morale. Nu? O disciplină atrage o altă disciplină și, dimpotrivă, o formă de dezordine atrage o altă formă de dezordine. Deci, cu alte cuvinte, ea cade și la primul test, și la al doilea, și la al treilea. Care este păcatul acestei fete? Este păcatul original. Am spus, este poveste biblică. Este păcatul original al neascultării. Irineu al Lionului spune despre Adam, apropo, într-o exegeză fabuloasă, secolul 2, pentru cine nu știe, da? Spune că Adam a fost un adolescent. Adam a primit o poruncă, nu? Să nu guști din fructul acela. Apropo, nu apare nicăieri mărul, da? Mărul apare în descrierile renascentiste ale pictorilor, nu, de secol 15, dar nu apare mărul în textul biblic, da? Se spune că fructul acela nu trebuia atins, nu? Și nu mă pot abține niciodată, nu? Ce s-ar fi întâmplat dacă Adam și Eva erau chinezi? Știți, ar fi mâncat șarpele numărul. Deci ne întoarcem puțin. Ea, fata aceasta, cade de trei ori în păcatul neascultării. Da? Ce înseamnă asta? Că docilitatea pentru tradiția europeană, că docilitatea, că receptivitatea, că disponibilitatea de a învăța și de a asculta. Apropo, docilitatea, atenție, docilitatea are o rădăcină comună cu substantivul discipol și disciplină. Da? A învăța presupune și disciplina. Deci, suntem aici într-o zonă de rezonanță. Da? Deci, ea trebuie să învețe, copil fiind, docilitatea, să asculte. De cine să asculte? De cei mai mari, de cei mai înțelepți, de cei trecuți prin viață. Da? Deci există o lecție ascunsă, există o pledoarie, nu? Pentru discernământ, dar care discernământ nu există în absența cui? În absența unui ghidaj, în absența unui mentorat. Deci ce învață copilul ascultând povestea asta? Ce învață Maria mea? Că trebuie să asculte de mama, de tata, de bunici, dar că ea pentru marile întrebări ale vieții, nu? Trebuie să caute ce? O formă sau alta de ghidaj, o călăuză. Deci tu în viață, ca să deosebești binele de rău, trebuie să ai parte de această călăuzire. Ok, foarte interesant. Despre același lucru vorbește și Pinocchio, nu? Pinocchio care uită de călăuzirea tatălui.
a lui Geppetto. Și uitând de această călăuzire, cade în plasa seducției, nu? Mai multor personaje, nu discutăm acum. Și ce se întâmplă? După ce ea, sigur, aproape că a murit, apare salvatorul. Așa cum în istoria umanității a apărut un mântuitor, nu? Care ne-a salvat, ne-a scos, ne-a smuls din ghearele morții. Nu? Apare acest salvator care este prințul. E o imagine arhetipală. Noi nu știm de ce ne naștem cu aceste imagini, mirele și mireasa. Nu știm exact de ce rezonează atât de adânc cu sufletul omenesc aceste imagini biblice. Le găsești și la Isaia, și la Osea. Le găsești și în Apocalipsa, am spus, da? Le găsești și în Evanghelii, nu? Deci, femeile, fecioarele înțelepte și cele neînțelepte, nu? Ce așteaptă? Mirele, da? Și sunt oameni care își dedică întreaga viață acestei așteptări. Noi acum în lumea modernă nu-i mai înțelegem pe cei contemplativi. Pe cineva care, călugăriță fiind, își dedică toată viața acestei întâlniri cu mirele, nu? Care are loc în rugăciune, care are loc în contemplație. Noi nu mai înțelegem lucrurile astea. Suntem prea lumești ca să le înțelegem. Dar e clar că unii oameni încă rezonează la aceste mesaje. Și atunci, ce face fata asta? Fata asta trăiește experiența învierii. Da? Pasca. Da? Este marea trecere de la moarte la viață. Cum? Prin întâlnirea cui? A marii iubiri, nu? Care este de fapt, sigur, iubirea spirituală în cazul evocat de mine înainte, dar poate să fie și iubirea firească, nu? Pentru că întâlnirea, relația te restructurează, dar atunci când iubești, nu, toate celelalte lucruri se schimbă, te înveselești și capeți până la urmă un contur și o culoare specială. Deci omul care iubește este un om viu, primăvara însoțește această întâlnire între cei doi și cu sărutul acesta, nu, al iubirii, nu, trecerea de la moarte la viață are loc. Numai v-am spus chestia asta ca să înțelegeți de ce, după părerea mea, poveștile astea nu sunt întâmplătoare. Și de ce relația noastră cu metanarațiunile, cu acest cuvânt viu, relația noastră este una foarte profundă. Deci asta a fost introducerea, nu, sub formă de povestire, care să vă convingă că ați ales foarte bine în seara asta, nu? Să vă educați și să vă redescoperiți într-un fel.